Cultura de floarea soarelui arată excepțional în vestul României. Vă veți convinge imediat din imaginile următoare din ferma lui Alexander Degianski. Colegul meu, Ovidiu Ghina, a surprins esențialul despre cum poți obține un randament maxim pentru această cultură. Într-un interviu realizat în județul Timiș, alături de tânărul fermier, unul dintre cei mai apreciați din țară și doctor în agronomie, care ne dezvăluie câteva din principiile de la care nu se abate niciodată pentru a obține producții bune. Unul dintre acestea vi-l spunem chiar acum. Pe lângă noroc, trebuie să ai și cunoștințele necesare să știi să simți câmpul. O cultură care e mult peste ce am văzut în țară. Într-adevăr, cum ziceam, că am avut noroc, datorită ploilor ce au căzut în perioada de vegetație, ploi care ne-au și încurcat într-o mare măsură datorită din capacității de a intra în câmp, dar trebuie să spun cu toată modestia că pe lângă noroc mai trebuie să ai și cunoștințele necesare să simți câmpul, pentru că pentru mine floarea soarelui este cultura mea de suflet, este cultura mea favorită, mi-am făcut și lucrarea de doctorat în floarea soarelui. Într-adevăr că rapița vine puternic din urmă ca și cultură de suflet, dar floarea soarelui nu m-a dezamăgit niciodată, spre deosebire de alte plante, chiar și alți oameni. Ai aplicat și oprașile aici, e curată cultura asta, nu văd buruieni, dar ai fost foarte atent și cu pesticidele pe care le-ai dat plantelor. Nu sunt fan al chimizării intensive sau mai pe românește spus datului aproasta pe câmp cu pesticide. Nu, chiar sunt convins că lucrul moral este acela de a folosi chimizarea atât cât este necesar. Bineînțeles că nu susțin anumite idei prin care toată agricultura trebuie să fie eco, bio sau cum eu zice, pentru că n-am mai putea produce. La îngrășăminte merg în baza prescripțiilor, la ierbicidare când se impune, tratamente doar când se impun. Această cultură a fost semănată în 24 martie, cred. N-a primit niciun ierbicid preemergent, a primit doar o ierbicidare cu un ierbicid pe bază de Imazamox, a făcut lună și bec, după care am intrat cu o prașilă să mai dăm un pic de zvâc culturii în a pleca mai departe. Ce-ți dorești de la familie? Ce-ți dorești de la afacere? Eu de la familie mai mult decât n-am decât să fie la fel ca și cum a fost și până acum. Iar de la afacere n-am decât să-mi doresc să o să devin cea mai originară fermă de caprine din Muntenia. Să am cele mai originale capre. 40 de kilometri de Pitești, 50 de Râmnicu cu Vâlcea și vreo 170 de București. Da, sunt la o fermă de capre unde mănânci românești. Unde un irachian, mă rog, jumătate irachian, a descoperit cum poate să dea mâncare de calitate naturală românească românilor. Nume, Aga Zino, Zino numele mic, nume de familie Aga, Aga, român, născut în România, tatăl este din Irak, din partea de nord a Irakului, de fapt suntem turcmeni. Zino nu este fermierul clasic și nici nu vrea. Este foarte sincer, foarte critic la adresa autorităților care ar trebui în viziunea lui să îi ajute mai mult pe fermierii români și cu multă pasiune pentru ceea ce face. Eu am vrut să am produsul meu să-l vând către consumatorul final. Că știți, prin supermarketuri și cu alea, nu, muncești pentru ei. Termenii care am avut eu, nu știu, alte firme, alți colaboratori, dar eu termenii care am avut nu mi-au convenit. Zino a descoperit pe propria piele ce înseamnă să renunțe la relația nocivă cu un supermarket, apoi ce înseamnă să te descurci pe cont propriu. Se mulge greu o capră? Nu.
Și mai am o întrebare. Câte țâțe are capra? 2 și 4 picioare. Ăsta este lapte pe care eu l-am mult. Da, nu știam să fac asta până acum, dar am avut ocazia, pentru că dai decât un român care e pasionat și face lucruri de genul ăsta. Mai ales când ai și gustul real. Dar nu vine să cred, e atât de bun. Aia înseamnă natural. Cred că facem schimb de meserii. Facem. Să vezi și aici, cât de albă e și cât e mai gălbui aia. Da. E de la grăsimea laptelui. Mai e și brânza amestecată pe piață. Nu toți, adică zice că de capră, dar mai bagă și vacă în ea. Și o vezi, cum o vezi când tai, are, vezi câteva pârzi galbe. Nu vezi nimic alb în ea, tot galbe. Totul e alb-alb. Ia, dă-mi voie să gustă. Ia și gustă. Deci... asta e brânza de capră. Nu e brânza de capră asta, mă minți. Asta e, nu pute, nu... Deci cum e și laptele, același șoc. Asta e adevărata brânză de capră. Mamă, ce bun e. Da, este bun și va rămâne așa atâta vreme cât autoritățile vor înțelege cât de important este să mâncăm românești. Culturile de toamnă, dar și cele de primăvară arată bine și în județul Arad. Cosmin Micu, un alt tânăr fermier din zona de vest a țării, cunoscut și apreciat pentru modul său de a face agricultură, a stat de vorbă cu Ovidiu Ghinea și aflăm imediat în jurnal la ce producții se așteaptă fermierul arădean anul acesta, dar și despre investițiile pe care le-a făcut în cadrul fermei sale pentru a-și eficientiza activitățile agricole. Da, nu mai e mult până când veți începe și recoltatul. Sunt așteptări mari. La ce producții te aștept să faci? La rapiță, la grâu, la orz? Culturile de toamnă arată foarte bine, chiar și cele de primăvară, pentru că, așa cum am spus mai devreme, am avut suficientă umiditate, suficiente precipitații. Grâul mă aștept să fac peste 8 tone, la orz la fel, și rapița spre 5 tone. Acum depinde și de cel de sus cum o să putem recolta, dacă o să putem recolta în condiții optime. Dacă nu recoltăm în condiții optime, se schimbă datele problemei. La grâu, 4-5%, chiar și mai mult, se pot pierde foarte ușor în perioada recoltatului din cauza precipitațiilor. Acum eu sunt pregătit, am utilaje, am tehnică ca să recoltez cel puțin 100 de hectare pe zi, dar oricum perioada recoltatului durează 2 săptămâni la toate culturile, grâu, orz, rapiță. Da, am văzut în ferma ta un pic mai devreme că ai continuat să investești, am văzut și o șenilată, o combină care e de ultimă generație. Ce alte achiziții ai mai făcut din punctul ăsta de vedere? An de an am investit pe parte de utilaje. Am 2 combine pe șenile, dar nu contează că sunt pe roți sau pe șenile. Contează la partea de tasare, că de aceea sunt combine pe șenile, ca să nu taseze, că buncărul de cereale este pe an ce trece, sau mai bine zis, de la o generație la alta tot mai mare. Combina este tot mai grea și ai nevoie de o lățime mai mare a amprentei la sol, sau mai bine zis, amprenta la sol să fie pe o suprafață cât mai mare, ca să nu ai probleme cu tasarea, pentru că tasarea este foarte păgubitoare pentru sol. Cosmin, spune-mi, te rog, la cât se ridică investiția pe care ai făcut-o și în partea de service? Vreau să le spun telespectatorilor că tu ai decis împreună cu cei cu care lucrezi să vă îngrijiți singuri de utilajele din fermă. Da, așa este. Am construit anul trecut un atelier mecanic, un atelier de 800 de metri pătrați, un atelier care este încălzit, pentru că în perioada iernii nu puteam să lucrăm în condiții optime și oamenii care lucrează au și ei nevoie de condiții cât mai decente pentru a putea să-și desfășoare munca în cele mai normale, să zic așa, condiții. Este un atelier făcut cu încălzire în pardoseală, iarna este o plăcere să lucrez. Poți să bagi multe utilaje, combine, tractoare și ne putem rezolva cât mai ușor problemele de mentenanță, de reparații, să zic așa. Acum ce facem noi? Facem parte de mecanică, puțin electronică, nu 100%, mai apelăm și la service autorizat, dar în mare parte rezolvăm o parte din probleme. Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Asociația Administratorilor de Păduri și Delegie Intermarketing au organizat la Zizin, Brașov, Ziua Silvicultorului.
Pe agenda discuțiilor s-au căutat răspunsurile la mai multe întrebări de interes, printre care amintim: este pregătit sectorul pădure-lemn pentru noul cadru impus de regulamentul european? Și finanțarea sectorului pădure-lemn, soluții naționale și europene. Este sectorul pregătit să absoarbă fondurile și să crească la adevăratul potențial? Anul acesta ne-am propus să începem un test, în sensul că de obicei Forest România are loc odată la 2 ani și în septembrie, ceea ce ne dorim pentru anul acesta, în prima săptămână din septembrie să organizăm, dar datorită parteneriatului foarte bun pe care îl avem cu RomSilva și cu Asociația Administratorilor de Păduri din România, APE, am startat, deci este o noutate, Ziua Specialistului by Forest România și în data de 15 iunie, chiar pe locația unde organizăm de obicei târgul, avem o întâlnire în care vom discuta niște teme destul de interesante și foarte actuale pentru sectorul silvic din România. Vom vorbi despre codul silvic, vom vorbi despre o platformă de comunicare în sector, pentru că se pare că în acest moment este o nevoie extraordinară de a se comunica. Se vorbește despre posibilitatea acordării de finanțări în cadrul PNRR, PNS, tuturor proiectelor care sunt ale Guvernului României sau ale Uniunii Europene și legat de sectorul silvic. Și în același timp va avea loc Ziua Silvicultorului, este a 32-a ediție pe care RomSilva o va organiza anul acesta în județul Brașov și ne fac onoarea să participe cu acest eveniment împreună cu noi la Ziua Specialistului by Forest România. Compania Netagro a organizat recent în localitatea Ulmeni, județul Călăraș, și în ferma proprie, cea de-a doua ediție a evenimentelor în câmp, marca Netagro, tehnologii esențiale. Platforma a avut ca parteneri companiile de top, Lidea România, ICL Specialty Fertilizers și Syngenta România, care au adus în câmp tehnologii consacrate, dar și soluții inovatoare, atât pentru cultura de grâu, cât și pentru cultura de rapiță, unul dintre elementele noi în platforma din acest an. Participanții au avut oportunitatea să descopere tehnologii cu eficiență dovedită, dar și noutăți în materie de genetică și nutriție a plantelor. Vedem detalii de la eveniment imediat într-un reportaj exclusiv marca Agro TV. Astăzi ne aflăm în ferma Netagro, la cea de-a doua ediție a platformei tehnologii esențiale, în care am avut parteneri de această dată, compania Lidea pe partea de genetică, pentru protecția plantelor compania Syngenta, iar pentru fertilizarea de bază ICL. Netagro a venit în această platformă cu portofoliul său de produse exclusive, tehnologiile Netagro pe parte de nutriție foliară. Este un eveniment în care Netagro își dorește să se adreseze propriilor săi clienți, partenerilor noștri fermieri, nu din postura de companie de distribuție, ci îndeoseb din postura de fermier. Această fermă este locul unde urmărim rentabilitatea, căutăm profitabilitatea culturii, dar în același timp testăm toate tehnologiile pe care ulterior le recomandăm partenerilor noștri fermieri. Noi deja am dat startul la campania de toamnă pentru tratamentul semințelor de cereale poioase. Recomandăm fermierilor, nu este târziu, să pornească din timp, să contacteze colegii noștri din teren și să întrebe, pentru că avem un portofoliu complet pentru tratamentul semințelor de cereale poioase. Austral Plus este insectofungicid gata amestecat. Pe lângă protecția dăunătorilor de sol și boli, avem și un efect de fitotonic, cumva de rădăcinare. Iar dacă fermierii doresc un tratament cu fungicid de la cereale poioase, avem Vibrance Duo, două substanțe active, o substanță cu mod de acțiune SDHI, cu o rădăcinare foarte puternică, ajută fermierii la captarea apei din sol și a elementelor nutritive care există. Un sistem radicular mai bogat înseamnă mai mulți nutrienți și o dezvoltare mult mai puternică. Raport calitate-preț foarte bun. Avem Celeste Extra, două substanțe active, și Dividend M, o substanță activă pentru tratamentul fungicid al cerealelor poioase. ICL anul acesta a venit cu o gamă nouă de produse, se numește PK Plus, îngrășăminte care au la bază fosfor și potasiu, deci sunt îngrășăminte care nu conțin azot. Tehnologia este adaptabilă, îngrășămintele sunt foarte variate, la Netagro aici pe câmp s-a aplicat un 35, dar în portofoliu există și alte îngrășăminte care au un conținut mare de fosfor, unele sunt echilibrate de genul 0,21,20 sau 0,16,30. Respectăm indicațiile date de Uniunea Europeană și de codul de bune practici, care prevede aplicarea azotului în primăvară. De aceea, îngrășămintele din gama PK se pretează excelent culturilor de prășitoare și de rapiță, iar fermierul poate să-și aplice îngrășământul pe bază de azot în primăvară, sub ce formă este disponibilă sau dorește. Am fost prezenți în fața fermierilor cu portofoliul de cereale păioase, cu câteva dintre soiurile de cereale păioase
și două, să spunem, două concepte noi pe care le comercializăm în România. Pachetul PAC Protect este un concept cu care venim în fața fermierilor. Include trei produse, hibridul Capello, soiul Alicia și Trifoi. Funcționează ca o capcană naturală împotriva dăunătorilor, împotriva lui Melighetes. În felul acesta, fermierul, având un spor de producție datorită acestei capcane naturale, soiul Alicia înflorind cu 7 zile mai devreme față de hibridul Capello, automat dăunătorii vor afecta doar soiul care va înflori mai devreme. Al doilea concept este covorul vegetal, Lid Symbio, semănat alături de Capello, un covor vegetal format din fân grecesc și măzărichea amară, care asigură practic un start, un răsărit uniform al culturii de rapiță și fixează azotul atmosferic datorită nodozităților pe care le formează măzărichea amară. O bună parte din fermierii care au participat aici folosesc deja verigi din tehnologiile Netagro. Pentru unii au fost confirmare la ceea ce deja știau. Pentru unii cred că a fost o chestie interesantă de văzut și faptul că pot avea posibilitatea de a interveni cu ceva, cu anumite soluții, eu le spun pastile fertilizante adaptate în funcție de ce e nevoie. Probabil că alți fermieri așteaptă, cum și noi așteptăm, rezultatul final, recoltatul. Pentru că, de fapt, acolo vom vedea diferența dacă soluțiile pe care noi le-am gândit și le-am adaptat la condițiile de anul ăsta chiar vor fi utile. Și eu sper că în fiecare an rezultatul să fie grăitor. Dorim să le mulțumim tuturor participanților, aproape 200 de fermieri care ne-au fost alături, ne bucură și ne onorează. Și mai mult decât atât, ne dorim să venim și în următorul an cu informații noi, atât pe partea de genetică, cât și pe partea de crop protection și de fertilizare, astfel încât să aducem în fermele partenere Netagro ceea ce ne dorim cel mai mult, profitabilitate pentru partenerii noștri și culturi care, într-adevăr, să fie rentabile. În condițiile în care din ce în ce mai multe sate se depopulează masiv, noi vă aducem în atenție și un caz fericit, care se înscrie cu brio în capitolul Așa da. În nordul județului Argeș, comuna Nucșoara este un exemplu de bune practici, atâta vreme cât angajați din multinaționale vin și se stabilesc în această comunitate rurală. Aerul curat, satele cu peisaje care spun la tot pasul o poveste, mâncarea sănătoasă, oamenii primitori și, bineînțeles, existența utilităților și a infrastructurii necesare sunt doar câteva dintre aspectele care atrag noi locuitori în zonă. Vă dau o veste. La Nucșoara, cred că sunt singura comună care anul acesta am redus prețul de la 6 lei de persoană la 5 lei, datorită muncii oamenilor din primărie cu cetățeanul. Oamenii au conștientizat că atâta timp cât vom selecta, vom diminua costurile și avem 45% deșeuri selective la Nucșoara. Cum v-ați înțeles cu operatorul să le colecteze? Cu operatorul este o problemă încă, fiindcă trebuie să facă și el eforturi, nu numai noi. Și atunci mai avem de lucrat acolo. După colectarea selectivă a deșeurilor menajere, s-au făcut pași importanți în asigurarea utilităților și a infrastructurii rutiere, ceea ce a făcut ca Nucșoara să devină atractivă pentru orășeni. Avem tot ce înseamnă iluminat public, făcut nou. Chiar anul acesta am pus panouri fotovoltaice care ne asigură zero costuri. Mai departe avem, v-am spus, școlile, căminile, bisericile. Și atunci înseamnă că numărul gospodăriilor e în creștere sau în scădere? Aici este, să vă spun, avem 1294 de la ultimul recensământ ca și număr de locuitori. Dar deja avem 10 oameni din București, din zona Bucureștiului, care au venit și au făcut buletin de Nucșoara. Este un trend. Și mă bucur că vin oameni educați, oameni cu o anumită stare materială, au găsit destinația lor și a familiei lor la Nucșoara și au făcut 10, avem 10 buletine noi de Nucșoara, oameni care lucrează multinaționale și au cumpărat teren și au făcut case, lucrează cu drag, suntem bucuroși de astfel de oameni, se ridică odată
calitatea oamenilor, se ridică numărul locuitorilor. Veștile bune nu se opresc însă aici. Comuna Nucșoara intenționează să dobândească statutul de fermă verde, ținând cont de faptul că deține peste 220 de hectare de pădure. După obținerea creditelor de carbon, veniturile la bugetul local vor crește substanțial, ceea ce înseamnă noi proiecte în beneficiul locuitorilor din această regiune. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi și rămânem aproape, pentru că toți suntem egali, până când începem să muncim. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus. La noapte, cerul va fi variabil în sud-estul teritoriului, precum și în extremitatea de vest și mai mult noros în rest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și trecător, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Oltenia, Transilvania, la munte, local în Maramureș, nordul Moldovei, vestul și nordul Munteniei, Banat și estul Crișanei. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. Mâine vremea va fi normală din punct de vedere termic, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, dar răcoroasă în rest, chiar rece pentru a doua decadă a lunii iunie în nordul țării. Înnorările vor fi persistente și vor fi averse și cu caracter torențial, precum și descărcări electrice în Oltenia, Transilvania, Maramureș, local în Banat, Crișana, nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade. Caracteristici agrometeorologice. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare în Maramureș, Crișana și Oltenia, cea mai mare parte a Banatului, Transilvaniei și a Munteniei. Gradul de aprovizionare cu apă în stratul de sol 0-50 cm în cultura de porumb se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în Transilvania, Crișana, Banat și Oltenia. Secetă pedologică se înregistrează în Dobrogea, estul și sudul Munteniei, izolat nord-estul și centrul Moldovei. Starea de vegetație a culturilor agricole. Pe fondul regimului hidrotermic din aer și sol favorabil, procesele vegetative ale culturilor de câmp și pomii viticole se vor desfășura normal în cea mai mare parte a regiunilor agricole ale țării. Culturile de orz și grâu de toamnă, înființate în epoca optimă, își vor continua înspicarea, înflorirea și maturitatea în lapte pe majoritatea suprafețelor agricole. Rapița din Dobrogea, Muntenia, Moldova, Transilvania și Crișana se va afla predominant la formarea silicvelor și a boabelor în silicve. La floarea soarelui vor predomina fazele de apariție a primei perechi de frunze la nivelul întregii țări. Cultura de porumb își va definitiva răsărirea, plantele aflându-se predominant la dezvoltarea aparatului foliar. Sfecla de zahăr din principalele bazine specializate va parcurge răsărirea și înfrunzirea. La cartof se vor înregistra răsărirea, creșterea lăstarilor laterali și tuberizarea. Pomii fructiferi vor parcurge creșterea și dezvoltarea fructelor, iar la soiurile timpurii de cireș, aflate la maturitatea de consum, se va continua recoltarea. Recomandări de specialitate. Administrarea tratamentelor fitosanitare la speciile de toamnă. Aplicarea de tratamente cu insectofungicide în plantațiile pomii viticole. Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, erbicidări, prașile mecanice sau manuale în culturile prășitoare. Aplicarea irigațiilor pe terenurile agricole unde se mențin deficite de umiditate în sol. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus.